Ceea ce am eu aici jos este o viperă comună. Iar acum, ți-fi mușcat de ea ca să vă explic ce să faci dacă veți fi mușcat de o viperă. 3, 2, 1. Nu credea că sunt așa de nebun, nu? Ei bine, nu sunt. Pentru că acesta este un șarpe de alun, Coronella austriaca. Nu o viperă comună, care este vinoasă, ci este o specie de șarpe neveninos. Niciodată nu o să fiu mușcat de o specie de șarpe vinos, asta e tot ce pot să vă spun. Dar tot o să vă explic ce trebuie să faceți dacă veți fi mușcat de o viperă. Șarpele de alun, adică această specie de șarpe pe care am aici, acesta este un juvenil. Este deseori confundată cu viperele din cauza acestui model foarte frumos de pe capul său, care seamănă cu corona Austriei, care i-a dat numele acesta de Coronella austriaca. Și seamănă foarte mult și cu V-ul de pe capul unei vipere. În România avem 10 specii de șerpi, 3 dintre ele fiind vinoase. Toate cele 3 specii de șerpi vinoși sunt vipere. Primul lucru foarte important pe care trebuie să-l facem după ce suntem mușcați de un șarpe, dacă suntem mușcați de un șarpe, trebuie să reținem aparent cum arăta șarpele. Deoarece asta va ajuta medicii foarte mult să determine dacă specia este veninoasă sau nu. Spre exemplu, dacă este un șarpe, să zicem, negru cu o fel de inel galben la gât, este un șarpe de casă. Dacă este un șarpe maro, cu un model ca un V pe cap, este posibil să fie un șarpe de alun, sau dacă nu, una din speciile de vipere din România. Dar ce dacă nu rămâneți calmi și stresul ăsta, să vă stresați, să faceți griji și asta va ridica și asta pulsul și va face sângele să circule mai repede prin corp și veninul va circula mai repede prin corp, alături de sânge. Și asta este un lucru rău. Apoi trebuie să țineți zona mușcată sub nivelul inimii, deoarece inima pompează sângele în corp. Și cel mai important lucru, trebuie să sunați la 112 după ce vă dați seama că ați fost mușcat de o viperă. Un mod foarte simplu de a face asta este să vă uitați la cum arată mușcătura. Dacă sunt două puncte la o distanță destul de mică unul de altul, probabil este o viperă, pentru că injectați venin cu acei colți mari din față. Dacă este un șarpe neveninos și vă mușcă, sunt două variante. Nu o să vedeți nimic, deoarece specia de șarpe are dinți prea mici să producă leziuni la nivelul pielii, sau pur și simplu veți avea un fel de U, o urmă în formă de U, sau niște dungi din care va curge puțin sânge. Trei lucruri foarte importante pe care nu trebuie să le faceți dacă sunteți mușcați de un șarpe vinos sunt: să nu încercați să sugeți veninul afară din rană, cum vedeți în filme, deoarece asta va face veninul să vă intre în gură și este un lucru rău, pentru că tot în sistem, în corpul vostru va ajunge. Să nu puneți apă sau gheață pe rană și să nu beți nimic altceva în afară de apă. Dacă v-a plăcut acest video, să nu uitați să dați like și subscribe pentru a nu rata videourile viitoare. Dar până atunci, aveți aici video în care v-am explicat ce trebuie să faceți dacă sunteți mușcat de o specie de șarpe neveninoasă. Să aveți o zi bună!